ocupați locurile, dar să nu adormiți, să fiți treji, să notați că vă este de folos. Eu am vorbit de multe ori din capitolul 9, care aveți telefoane, puteți nota sau pe hârtii. Nu va fi o predică, ci mai multe, să zic așa, ca un seminar. Dar vreau să vă spun că din capitolul 9 am vorbit de multe ori despre slujile care strigă de pe înălțimi, despre femeia nebună care strigă de pe înălțimi, despre cei ce merg pe calea dreaptă și sunt amăjiți de femeia nebună, ca să creadă că pâinea furată e dulce. Că sunt mulți care așa cred și probabil sunt și aici câte unii care joacă la jocuri de noroc și se înfundă de rămân fără nimic. Că așa se întâmplă. În fine, totdeauna de câte ori citem, versetul întâi, înțelepciunea și-a zidit casa și și-a tăiat cei 7 stâlpi. Le spuneam la frați, de asta voi vorbi altă dată, în nădejde că odată voi pricepe, Dumnezeu îmi va da să știu ce e acolo. N-am citit pe internet, dar după ce Dumnezeu mi-a dat asta la îndemână, atât ucenicul meu și binecuvântatul păstor principal, Andrei Bălulescu, cât și un nepot am eu, Zamfir, Alex, s-au apucat de căutat pe internet și au găsit și în engleză și în românește multe gânduri cu privire la cei 7 stâlpi. Dar când îmi spunea ce au găsit, nu bate cu ce mi s-a dat mie. Și pentru faptul că eu de mult am tot insistat și am cerut ca să cunosc, asta era un obicei am eu, de la vârstă de 16 ani, de când am început să citesc Evanghelia și să predic, când mă izbem de câte un verset ca ăsta, nu putem trece peste el. Îl citem de zeci de ori. Mă rugam și postem altă dată, până când ni se desfăcea în minte. Când ni se desfăcea în minte, toți asculta. Am ajuns până acolo, că odată am fost chemat la Deva de fratele Bocheanu, președinte de culte la atunci. Măi, frate Hozănele, de unde le tot scos tu? Ce cărți tot citești? Dar mi-a fost rușine să-i spui că eu n-am citit nicio carte. Eu prin cărți așa trec, la 3 pagini câteva fraze și ajung la urmă, într-o zi, două, am gătat manualul. Știu ce e el și gata, nu-mi trebuie să cer vreme. Biblia m-a interesat. Și l-a dus până acolo, încât într-o seară m-am pomenit cu secretarul general, fratele Bambu, și cu Iulian Chelu, care era contabilul principal pe cult, că-mi bate în ușe. Era seară. Și pacea Domnului, pacea Domnului, dar fratele Bambu nu s-a mai uitat la mine nici încoace, nici încolo, a luat-o prin cameri. Și s-a dus încolo, și s-a dus încolo. Și a ajuns în camera din față și acolo aveam câteva cărți la un dulap care avea așa o nișă în el, un dulap verde, cum erau mobilele atunci, cu recameul la ele.
A, pe cartea asta o am și eu, pe cartea asta o am și eu. Și atunci am văzut ce curiozitate a fost pe fratele Bocheanu și pe alții. De unde mă inspir, de unde citesc? Dar eu nu am citit din cărți. Eu mă rugam și stăruiam. În fine, cuvântul lui Dumnezeu se desfășoară când te apropii de El, când strigi către Dumnezeu. Așa. V-am povestit și această poveste. Acum, după descoperirea care mi s-a dat miercuri, marți spre miercuri, miercuri dimineața la ora 2 noaptea, când meditând și gândind la asta, Dumnezeu mi-a descoperit primul stâlp pe care l-a tăiat, a fost altarele și jertfele evreilor. Al doilea stâlp, ceremonialele din Vechiul Testament. Al treilea stâlp, tăiat preoția levitică. Al patrulea stâlp, tăiat sabatul. Al cincilea stâlp, legea veche. Al șaselea stâlp, templu. Și al șaptelea stâlp, Israel ca popor închipuit printr-un maslin pe care l-a tăiat. Și acum, cu ajutorul Domnului, merim un pic mai departe, fiindcă numerele în spiritualitate fiecare au o însemnătate. Mă aduc aminte de Sabina Wulbrand când a fost încarcerată, care la mititica, cum îi zice, n-avea voie să te țină mai mult de 4 ore, dar pe evreoaica asta a ținut-o peste 12 ore. În închisoarea numită mititica, ui așa stai, nu poți mișca, nu poți îndoi mâini, nu poți îndoi picioare, nu poți face nimic. Și mulți, dacă îi ține peste 4 ore, aiurează sau nebunesc. Și ea, ca să nu nebunească, învățând de la călugării din muntele Atros, a început numărătoarea ce înseamnă 1, 2, 3 și așa mai departe, dar nici asta nu a ajutat-o. Și atunci, e fiind botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, în timp de rugăciuni cu sora Moraru, o bună prorociță din București, s-a rugat cu stăruință și Duhul Sfânt a coborât peste ea și asta i-a dat așa putere, încât când a scos-o de acolo, fără mâncare, și-a făcut norma și a ajutat pe o femeie săracă să-și facă și aia norma, că de nu sara nu mânca. Puterea Duhului Sfânt coborâtă peste ea prin vorbirea în altă limbi pe care mulți o nesocotesc, dar este darul lui Dumnezeu, glorie Domnului. Acum am notat și aceasta. Unu însemnează Dumnezeu. Doi, Vechiul și Noul Testament. Trei, cele trei persoane care una sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Patru, cele patru Evanghelii. Cinci, Harul lui Dumnezeu. Șase, simbol al omului, și 7 este numărul desăvârșit. Și acum 7 stâlpi sunt tăiați. Și măcar că 7 reprezintă numărul desăvârșit, cu toate acestea, legea, zice Pavel, era bună, sfântă și dreaptă, deci desăvârșită. Dar pentru că i-a trecut vremea, ca la orice, când îmbătrânește, Pavel spune, se apropie de moarte, a trebuit și aia dată la o parte. Așa. Practic vorbind, stâlpi sunt ceva, un fundament pentru case,
pentru edificii mari, mici, așa mai departe, ceva pe care să sprijină un lucru mare, sau țara are stâlpii ei, un ritual are stâlpii ei, chiar și stâlpii pământului. În 1 Samuel 2,8, Ana vorbește de stâlpii pământului. Stâlpii pământului, după experimentul astrofizic al lui Georgică Lupchian din Brașov, sunt cele 5 stele ale Sudului, cât și steaua polară a Nordului. Pe acestea 2 sunt stâlpi ai pământului. Dumnezeu a spânzurat pământul pe nimic, dar nimicul acesta are stâlpii lui. Și în experimentul lui Georgică Lupchian m-am jucat și eu cu un glob cam atât de mare cumpărat din prăvălie și a trebuit să-l fixez unde e locul lui, unde, cum. Dacă lăsa mai jos, cădea pe cele 5 stele. Dacă l-apropiam un pic mai sus, bă, se lipea de steaua polară. Dar când l-am nimerit la mijlocul lui, am luat mâinile de pe el și el a început să se rotească cum se rotește pământul. Asta puteți să o vedeți pe internet, numai scrieți experimentul lui Georgică Lupchian și puteți să vă minunați de toate astea. Împreună cu el am găzduit odată într-o locație la Zărnești și am experimentat asta. El pe baza asta a luat un premiu mare de la Ministerul Învățământului și a luat un alt premiu din Elveția, unde s-au adunat din 114 țări, fiecare cu ce-o descoperit. Și el a fost primul care i-a uimit pe toți, fiindcă el a arătat cum s-a oprit soarele pe vremea lui Iosua, cum s-au dat înapoi 10 trepte pe cadranul lui Ahaz. Toate astea din ceea ce Dumnezeu l-a luminat pe el să facă. Vedeți? Sunt lucruri minunate pe care poți să le ai la îndemână. Așa. Apoi, înțelepciunea spusă în proverbe, ca peste tot în Scripturi, este Domnul Iisus Hristos. Și aceasta, înțelepciunea Domnului Iisus Hristos, după ce și-a zidit casa, și-a tăiat cei 7 stâlpi. Până nu și-a zidit casa, n-a tăiat stâlpii. Dar după ce și-a zidit casa, cum a zis către Petru, eu voi zidi biserica mea și biserica lui Dumnezeu e casa Domnului Iisus și noi suntem casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. În felul acesta, deci, cuvântul Domnului, pe care noi îl putem citi în Proverbe 8, 30 și 31, ăsta ne arată când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele pământului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, versetul 30, eu eram meșterul lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui pe rotogolul pământului, dar era vorba de meșterul lui Dumnezeu. Cine este meșterul lui Dumnezeu? Înțelepciunea lui Dumnezeu. Cine e înțelepciunea lui Dumnezeu? E Iisus. Cine e Iisus? El este cuvântul care ne spune în Ioan, Evanghelistul 1:1, la început era cuvântul. Și aceasta arată o persoană de sine stătătoare.
cuvântul apoi în unire era cu Dumnezeu și apoi a treilea, cuvântul era Dumnezeu. O minunăție și asta e o altă descoperire foarte vastă pe care Dumnezeu o dă dacă o cerem. Mărit să fie Domnul Iisus Hristos! Acestea le-am vorbit până aici și acum primul stâlp, altarele cu jertfele lor au fost tăiate. Începând cu Cain și Abel, s-au făcut altare și s-au adus jertfe bune sau puțin bune sau nebune. Așa. În schimb, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acest stâlp a fost tăiat după ce mielul lui Dumnezeu a fost jertfit, adică Iisus a fost jertfit ca un miel pe altarul lui Dumnezeu, pe cruce, în calvar, 1 Corinteni 5:7. El este mielul lui Dumnezeu. Evanghelia lui Ioan 1:29 spunea Ioan Botezătorul că iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De aici înainte nu a mai fost nevoie de jertfe, nici de sânge. Că sângele care a spălat păcatul întregii omeniri a curs din mielul lui Dumnezeu, din Iisus. Glorie Lui pentru toate acestea. Așa. Cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune în 1 Corinteni 1:7 și despre această lucrare, sau 1 Corinteni 5:7, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, că Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit, mărească-i să numele. Ioan striga, cum am amintit, a doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci păcatul plana asupra fiecărei ființe, nu numai asupra omului, ci asupra tuturor ființelor. Și chiar pământul, spune în Isaia, pământul să clatină, pământul creapă din pricina greutății păcatului. Vedeți? Adică calamitățile pe pământ vin din pricina greutății păcatului omenirii. Și până acolo mere păcatul, acum iertați-mă de o expresie, până acolo mere păcatul, că tinerii și bătrâni sunt care privesc la lucruri murdare pe internet, vin în biserică, fac slujbe în biserici, fie că cântă, fie că predică, dar încolo chiar și în grupuri, adunându-se să uite la lucruri necurate și apoi s-autosatisfac și învață pe cei tineri la masturbări, care strică copilăria, strică tinereța, în urmă strică trupul lui și se încarcă cu demoni. Unii devin impotenți, nu se mai pot căsători, alții devin plini de ură pe părinți, pe profesori, alții nu mai au putere de judecată, ce învață azi, mâine nu mai pot și nu mai pot urma o școală. Nu mai pot. Am văzut din școli biblice, ieșind că n-au mai putut învăța nimic. Am văzut din facultăți, din estelalte, vrând să ajungă medic. La un moment dat a ieșit că n-au mai putut să învețe nimic. Deci, lucrurile astea sunt foarte grozave, dar ce e drept că noi, predicatorii, suntem de vină, fiindcă noi nu spunem Evanghelia toată,
arătând ca Pavel Apostolul, el a făcut cel puțin 3 liste cu toate păcatele omenirii. Dar noi când ajungem acolo, le ocălim, noi vorbim, Domnul e bun, harul e mare, Domnul ne iartă, dar nu zgârmăm acolo în buba care coace. Și aia trebuie făcut. Doamne Iisuse, iartă-mă și pe mine că poate m-am băgat prea adânc, dar cred că e de folos, nu? În Evrei 10:4, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al sapilor și jertfele, adică de atunci ca să spele păcatele, asta e cu neputință. În schimb, versetul 8 spune, după ce a zis înainte, tu n-ai vroit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoasă, nici ardere de tot, nici jertfă pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, care a fost tăiat, așa, apoi 9 spune, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, fie slăvit numele Domnului. Care era voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu era sfințirea noastră, adică să fim educați spiritual, să nu mai facem lucrurile păcătoase și scârboase ale lumii, să nu ne stricăm trupurile, nici mintea, nici să nu ne întinăm gura sau ochii, ci ca niște fii al lui Dumnezeu să umblăm în lumea asta, lumini în lume. Doamne Iisuse, ajută-ne! Acum să nu mai zăbovim pentru jertfe, să trecem la al doilea. Al doilea stâlp, diferite ceremonii ca obligatorii. Și aceste ceremonii erau în lege, trebuia să le facă. De exemplu, spălările de vineri seara le-a introdus iară evreii mesianici și mulți frați de-a noștri au căzut în căpcana evreilor mesianici, care îi duce sub lege, nu sub har. Și o mare păcat. Mulți din frații aceștia i-am întâlnit și prin apus și prin peste tot, trebuie neapărat când se roagă să aibă după cap un fel de ștergură în culori, după cum au evreii pe peptarele lor cu filacteliile lungi, late pe ei, să aibă după gât, că așa-i primită rugăciunea. Ce nebunie! După aceea, că ei trebuie în fiecare vineri seara să spele în apă și să facă aia și aia. Măi, oameni buni, Pavel Apostolul ne spune că toate astea sunt desfințate. Deși stâlpul ăsta pe care se sprijinea casa lui Israel, evreii, și ăsta al doilea stâlp, deci, a fost tăiat. Slăvit să fie Domnul. Și iată ce zice Sfânta Scriptură, care au fost tăiate și ele. Așa, în Evrei, în 9, de la 8, la vale acolo. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta, la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Vremea de acum era vremea apostolului Pavel. Ele sunt doar niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să-și umblați în El. Deci, chiar preotul trebuie să-și spele hainele, să-și scalde trupul în apă și apoi să intre iarăși
în slujbă și în tabără și multe lucruri de felul acesta care nu au nimic cu sfințenia. Și în trupul lui Iisus a înlăturat vrăjmășia dintre el, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om, mărit să fie Domnul. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce și ca și cum ați trăi încă în ele, așa, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, fă aia, fă aia, nu-i bine. Noi trăim ca oameni liberi în Hristos, dar nu liberi să faci ce vrei, ci liberi ca să slujești unui Dumnezeu viu, care a murit și a înviat și care stă în locurile prea înalte, după studiu fratelui Petre, mă rog, la al șaptelea miliard de ceruri. Și de acolo Dumnezeu privește să vadă, să facă, să vadă ce se face în ceruri, în toate cerurile și pe pământ. Atât e de mare puterea și gândirea Lui. Așa. Acum, asta, al treilea stâlp care a fost tăiat, este preoția. Și acest stâlp principal al casei lui Israel a fost și el tăiat, transferându-o în Noul Testament pentru toți cei ce sunt în Iisus Hristos. Așa cum scrie la Evrei 9, 10 și în continuare mult acolo, dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, că sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron, Evrei 7 cu 11, și acolo puteți citi și mai mult. 12 zice, pentru că odată schimbată preoția trebuia numai decât să aibă loc și schimbarea legii. 10 porunci și orice altceva, totul e schimbat. Biserica nu trebuie să țină sabat și poruncile vechi, că poruncile vechi și prorocii, Domnul Iisus Hristos a spus, eu nu le desfințez, dar ce face cu ele? Le întăresc. Astfel că porunca întâi era să iubești pe Domnul Dumnezeu și asemenea ei pe aproapele ca pe tine. În Noul Testament s-a inversat. Cum poți zice tu că iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi și urăști pe aproapele tău? Întâi iubește pe aproapele tău, apoi ai drept să iubești pe Dumnezeu. Dacă tu ai vrăjmași în casă, cum poți zice că ești penticostal? Cum poți zice că ești botezat de Domnul? Dacă tu ai vrăjmași în adunare, dacă tu te cerți, dacă tu înjuri, dacă tu blestemi, păi cum e aia? Vedeți, porunca primă însăși este codificată. Și Domnul Iisus cu privire la asta ne spune în Ioan. Nu? Așa de frumos, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Dar la urmă zice, aceasta e porunca mea, nu a legii. Să vă iubiți unii pe alții, nu ca în lege, pe aproapele tău ca pe tine. Că poate tu ești murdar, ce poți să oferi? Poate ți-eți vine gând să te sinucizi, că nu mai răzbești să plătești cât ai cheltuit. Sau ce știu eu ce poți tu oferi altuia? Dar Domnul Iisus Hristos a zis,
Aceasta e porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Și eu eram murdar și Iisus m-a iubit. Și matale erai murdar și murdar. Și Iisus mi-a iubit pe toți. Mărească-i să numele. Așa să vă iubiți, nu ca legea veche. Nu mai este legea veche pentru biserică. Pentru biserică sunt legile hristice. Doamne Iisuse, ajută-ne! Pentru că odată schimbarea preoției trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Deci nu mai rămâne în picioare. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție din care nimeni n-a slujit altarului, fiindcă este vădit că Domnul Iisus Hristos n-a ieșit din seminția lui Levi, ci a ieșit din seminția lui Iuda. Vedeți? Deci totul e schimbat. Și apoi mai spune versetul 14, că este vădit că Dumnezeul nostru, că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, Hristos Domnul. Pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare, fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Și a făcut din noi o împărăție și preos pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Glorie Domnului Iisus! Deci vedeți bine, preoția a fost transferată și e în Noul Testament, dar nu cu altare, nu cu jertfe, nu cu ce știu eu câte. Și m-am gândit și la asta, frați scumpi, că mulți din frați povestesc de altarul familiei și până acolo au mers unii chiar prorocind că nu ai altarul familiei, nu, Doamne iartă-mă, dar Petru, Pavel, Ioan, Iacov au vorbit vreodată de altarul familiei. Niciodată. De ce dacă altarul a fost desfințat și jertfele au fost desfințate, acum noi pomenim ce a fost desfințat? Nu poți să zici corect, măi, în casa ta nu se mai face rugăciunea dimineața, nu se mai face rugăciunea la amiază, nu se mai face rugăciunea la culcare, ca să înțeleagă omul ce-i spui. Nu? La greco-catolici, eu am fost greco-catolic, la greco-catolici avem așa ceva, o măsuță pe care era o cunună de spini și o carte de citit. Și aia era altarul în familie, luat după vechiul, bun înțeles. Când ieșeai din casă să mergi la prăvălie, vineai aici și te plecai pe genunchi și te rugai. Când intrai în casă, nu dădeai bomboane la copii sau dacă copiii se băteau, să te bagi între ei, măcar ești de vină, ce faceți? Nimic! Ai intrat în casă, te plecai pe genunchi, mulțumeai lui Dumnezeu
că ți-o dat harul să vii sănătos în casă și apoi după ce te sculai, dădeai bomboane și vedeai de rostul casei. Dacă venea un străin de oriunde ar fi venit, ăsta te întreba când intra pe ușe. Nu zice cum ne salutam noi atunci. Laudese Iisus și celălalt îți răspundea în veci, amin. Nu zice nimic, că bună ziua, bună seara, bună dimineața, aia nu zice nimeni. Laudese Iisus și în veci, amin. Dar nu zice nimic, când intra pe ușă, întreba unde e altarul de rugăciune și arătai. Și merea și se ruga și apoi se scula, venea și dădea mâna cu oamenii. Și ăia nu știau Bibliei, cum știm noi și cum ne învață Dumnezeu pe noi. Vedeți și taina asta a stâlpilor, cum a descoperit-o Dumnezeu întoi în nopță. Mărească-se numele Domnului. Amin. Hai să mă duc mai departe, că mi se pare că tare trece ceasul ăla și așa mai departe. Al patrulea stâlp era sabatul, pe care însăși Domnul Iisus Hristos l-a desfințat în Sfânta Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, cu 18, în 17 zice, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Dar tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-l omoare, nu numai fiindcă desfința sabatul, ci și pentru că zicea că el e Fiul lui Dumnezeu și să făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Ce socotea evrei, e o blasfemie. Și pentru asta vroia să-l omoare. Deci avea două lucruri. În schimb, Moise, în Deuteronom, scrie blestemat să fie oricine i-a târnat pe lemn. Și în alt loc, blestemat să fie oricine va desfința sabatul și să fie atârnat pe lemn. Și atunci, în Coloseni, Pavel vine și ne spune, el s-a făcut blestem pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Mărească-i să numele. Vedeți, dragii mei? Deci am considerat pentru dumneavoastră să nu ții o predică, ci mai degrabă o descoperire a cuvântului lui Dumnezeu. Glorie Domnului Iisus! Așa, sabatul. Și acum, tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-l omoare, zice în Ioan 5:18. Cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune în Deuteronom 5:13, acolo, sau 18, cât e, că nu le văd eu bine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul, Dumnezeu tău, te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul, Dumnezeu tău, să ții ziua de odihnă. Deci, nu pentru mine, care sunt dintre neamuri, ci pentru evreu și sămânța evreiască a dat sabatul, dar și acela a ținut până a venit legea nouă. De aici încolo, Domnul se rezumă prin Apostolul Pavel la o idee frumoasă. Dacă cineva ține o zi de sabat sau de sărbătoare, s-o ție, dar nu mai este lege să ții sabatul. Noi ținem ziua întâia săptămânii, fiindcă în Corinteni, în 2 Corinteni 5, cred că da, mă rog, el a murit după Scripturi, a înviat după Scripturi. Adică tot ce s-a întâmplat cu Iisus potrivit cu Scripturile, până și apa, nu i-a dat apă, ci i-a dat oțet, ca așa scrie în Psalmul 22. Nu? Totul după Scripturi. Acum, de ce se referă că a înviat după Scripturi? Fiindcă noi știm că El a înviat a treia zi, dar după Scripturi.
El trebuia să-și respecte ziua lui. Și ziua lui e la facere, când Dumnezeu a zis să fie lumină. Și a fost lumină. Și apoi în Ioan spune, el era lumina lumii. Lumina care luminează pe orice om care vine în lume. Apostolul Pavel spune, noi nu suntem fii ai nopții, adică a păcatului, nici a întunericului, adică a lui Satan, ci noi suntem fii ai zilei și a luminii, a lui Iisus și a neprihănirii, măriți să fie Domnul Iisus Hristos. De aceea el trebuia să învieze în ziua întâi a săptămânii. Glorie Domnului! Și noi sărbătorim ziua întâi a săptămânii, fiindcă și apostolii au sărbătorit ziua întâi a săptămânii. Mereu în ziua de sabat la templu ca să vestească pe Iisus, dar în ziua întâi a săptămânii îi vedem adunați toți la un loc. În ziua întâi a săptămânii Pavel face cina Domnului în fapte, în ziua întâi a săptămânii educă pe frați când se adună la oaltă să-și adune și daruri cu ei, toate în ziua întâi a săptămânii. Deci, să nu vă clătinați în asta, când vine câte un evreu, vai de mine, ăsta e evreu. Evreul nu-i mai evreu. Și poporul evreu nu-i mai popor evreu. El locuiește în Țara Sfântă, ei au o bârșie din Avram coborându-se, dar adevărații evrei suntem noi, a spus Apostolul Pavel, care nu suntem tăieți împrejur în carnea prepuțului, ci suntem tăieți împrejur a inimii. Măriți să fie Domnul Iisus. Ăsta e adevăratul evreu. Mărească-se Domnul. Așa. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, ne spune în Evrei 4, 9 și apoi merge până pe la 11, unde e așa de frumos citatul. Deci fiindcă rămâne ca să intre unii în odihnă aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, versetul 7, el hotărăște din nou zi, astăzi zicând în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, căci dacă le-ar fi dat Iosua o odihnă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu care suntem noi. Pavel zice, voi sunteți poporul lui Dumnezeu, voi sunteți casa lui Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Totul din vechiul s-a transferat aici. Dacă evreii aveau 70 de bătrâni și Iisus a avut 70 de ucenici, dacă evreii se țineau de 12 seminții și Iisus a ales 12 ucenici, totul s-a transferat în nou, măriți să fie numele Domnului. În felul acesta, deci, rămâne o zi ca cea de sabat. Și atunci, Psalmul 118 ne spune așa de clar, zicând, așa, aceasta este ziua, adică Iisus, pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea, în Iisus. Doamne ajută, Doamne, dă izbândă, toți câți intră în Iisus trebuie să fie veseli, măriți să fie Domnul Iisus Hristos. Atunci, Isaia 28, cu 11 începând, zice, ei bine, Domnul le zice, iată odihna, intrați în ea. Dar ei n-au vrut să intre. Care era odihna?
voi vorbi poporului acesta printr-o limbă bolborosită și nici așa nu mă vor înțelege. Și Apostolul Pavel în Corinteni 14 spune, după cum este scris în lege, voi vorbi poporului ăsta într-o limbă bolborosită și atribuie la vorbirea în altă limbă. Pentru că eu am auzit limbă botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, care m-am gândit, vai de mine, ce va zice, cine îl va auzi? Așa ceva, dar noi nu știm câte limbi au fost și nu mai sunt, și câte limbi sunt acum. India, de exemplu, are 240 și ceva de dialecte, care nici nu se înțeleg între ei numai prin limba muților. Apoi, niște oameni așa mici de statură, era pe avion cu mine, veneam către Canada și scaunele lor erau așa una către alta acolo și a început o ceartă între ei. Ferească Sfântul! Ce fel de limbă aveau ei? Am zis, Doamne, nu cumva să primească careva vorbire în limbi, limba asta lui ăștia, că îl scoate frața afară din adunare. Vedeți? Sau în Timișoara, de exemplu, era la student la medicina veterinară, Voloșen Mircea, și el făcea pe ușierul, dar ăsta, Codreanu, nu avea ușier. El stătea lângă ușă, cum venea un om, imediat căuta să-l așeze pe loc. S-a umplut bine sala și deodată, mai târziu, vine un om bine echipat, spălat, bine o văzut că-i domnul, e țăran, că pe atunci țăranii inunda bisericile. Și Mircea se scoală și îi oferă locul lui și el stă lângă ușă să primească pe alții. Ăsta a jenat un pic, domnule, dar nu, ăsta eu așa o fac acolo și l-a pus acolo. Nu a durat mult, s-a terminat adunarea, a ascultat și el predica lui Codreanu. Și când s-a gătat adunarea, fratele Codreanu spune, o soră îndemnată de Duhul Sfânt să mulțumească Domnului. În adunările noastre acum e o metodă mai nouă, surorile nu mai au loc la rugăciune, dar nu-i bine. Și el e spărtaș cu noi la har. Mai puneți și pe surori, că sunt câte unele cu dar de a se ruga. Acum la surori le place povestea asta. Slavă Domnului! Dar ce se întâmplă? Vis-a-vis aproape, cu un scaun doi numai, peste ăsta, o tânără și răbufnește. Să roagă, mă, de părea că plouă stele pe ei. Și se transformă în vorbirea în altă limbă. Mircea se tope tot. Vai ce gafă, vai! Tocmai acum când a venit omul ăsta școlat, a ce face treaba asta? Dar ea nu gata, mă, vorbește mult. Când vorbește mult așa în altă limbă, să gata, amin. Ăla se scoală de pe bancă, îl întreabă pe Mircea, cine-i domnișoara asta? Ăsta nu știe ce să se mai facă, stai numai un pic că mă duc să vină fratele pastor, să duce la, uite ce gafă mă că ai pus să roage fata aia, uite aici așa, așa. Vine Codreanu cum era el drăguț, îl prinde așa de umeri, îi zâmbește în față. Domnule, cum s-o plăcut la noi, cum așa? Foarte bine, dar cine-i domnișoara asta care a vorbit așa? Nici eu nu știu, aici vin studenți din facultăți, nu-i cunosc. Dar să întrebăm pe ea, nu-i nevoie. Eu sunt unul din cei patru din pe tot pământul care cercetăm limbile moarte, care nu se mai vorbesc. Și ea a vorbit într-o limbă din aia, nici să fi făcut școală, nu putea vorbi mai clar. O limbă care nu se vorbește cel puțin de 5.000 de ani. Vedeți?
Duhul Sfânt e minunat. Glorie. Așa că să vă bucurați pentru Duhul Sfânt. Al cincilea stâlp este legea veche. Și despre legea veche puteți citi în 2 Corinteni, în capitolul 3, începând cu versetul 4. Avem încredere aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos, nu că noi, apostolii, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, nu celor 10 porunci, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietri, cele 10 porunci, slujba aducătoare de moarte, a fost cu atâta slavă încât fiii lui Israel trebuie să se uite la Moise după ce și-a acoperit fața, că el a purtat tablele legii în mână și de aici îi strălucea chipul de nu-l puteai să te uiți la el. Cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Pentru că oricine călca una din porunci era vinovat de toate și legea cerea să-l omoare. Legea, deci, stăpâne și vroia moartea păcătosului. Harul, nu-i așa, harul invers. Harul zice, știi tu să scrii? Apoi, nu știu, e mânuța și uite așa să scrie. Și de 10 ori are răbdare cu tine până când știi să scrii. Și atunci ăsta-i harul, el ne învață, nu ne omoară, mărească-i să numele. De aceea legea nouă a harului, care noi am primit-o, e mult mai mare, măriți să fie Domnul, e mult mai sus. Dacă legea au zis să nu curvești, Iisus a zis, nu-i bună asta, mă, nu-i de, nu, asta nu-i bine. Adică ce, dacă ajungi la fapta, păi ce mai acolo? Să nu te uiți cu patimă, să nu poftești în inima ta, nu pe afară, nu ce se întâmplă afară, ce se întâmplă în lăuntru. Deci mai sus, vedeți, mai sus a ridicat legea nouă prin Hristos. Măriți să fie Domnul Iisus Hristos. Și acum puteți citi multe alte lucruri asemănătoare din acest Sfânt Cuvânt. Pentru că, mai zicea, le voi ierta nelejuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcate și fără de legile lor. Versetul 13. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel din tâi este vechi, legea, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de moarte, de pe ire, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, prin faptele legii, deoarece legea vine, prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre care a mărturisit legea și prorocii. Măriți să fie Domnul! Romani 7, de la 6. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de lege, de legea aceasta care ne ținea robi pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou
iar nu după vechea slovă. Să înțelegeți bine aceasta. Stâlpul al șaselea, templu. Și, după cum știți, poporul evreu se bizuia mult pe templu, până acolo că templul Domnului, templul Domnului, dar numai ei nu era templul Domnului. Așa, nu trăia în felul care trebuiește, făcând din Dumnezeu, a adus legea asta nouă, făcând din noi templul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6, de la 19 la 20, care mă duc mai repede, nu-l citesc, dar notați-l și citiți-l, că un pic mai am și termin și eu, ca să nu vă obosesc prea tare. Așa. În 1 Corinteni 6, de la 19 și 20, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt al lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. 1 Petru 2:5. Căci noi suntem templu Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor și ei vor, și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Mărit să fie Domnul! Acum, al șaptelea cu care încheiem, al șaptelea stâlp este maslinul. Cum zicea în Ieremia, maslin verde și plin de roade, frumos și plin de roade, Ieremia 11:16, e numele pe care ți l-a dat Domnul, dar a fost tăiat maslinul. Tăierea maslinului a fost în anul 70 după Hristos, fiindcă proverbele a spus, înțelepciunea și-a zidit casa și a trebuit casa zidită. Casa a început, cum a zis Iisus către Petru, eu voi zidi biserica mea. Dar casa Domnului a început în ziua cincizecimii, care e certificatul de naștere a bisericii. Așa că primii creștini toți au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Ba, au mers până acolo, că până astăzi poți să găsești în nordul Transilvaniei biserici împărțite în două. Pronaus, adică partea din față, altarul, partea din față și partea din spate. Și atunci toți cei botezați de Duhul Sfânt se numeau mireasă și erau în partea din față. În partea din spate era cei botezați în apă, care nu era botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, împreună cu prietenii care veneau. Cina Domnului nu se dădea în partea a doua, să dădea numai în partea din față celor botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și de atunci și până acum s-a păstrat în multe locuri obiceiile de fac bisericile împărțite doar cu 3 uși sau cu o ușă mare și 2 jamuri mari ca să poată asista cei de acolo la slujba care se face. Sunt lucruri minunate a lungul istoriei și a lungul vremilor. Dumnezeu Sfântul să ne binecuvinteze pe toți. Văd că ceasul a trecut, eu aș mai avea puțin, dar ce să fac, mă rezum la atâta. 2 Corinteni 6:16, puteți citi, aici ne spune de tăierea maslinului sau de sfințarea națiunii, că după anul 70,
n-a mai lăsat un evreu în țara lor și 600 de ani n-a mai intrat un evreu acolo, au stăpânit arabii și de atunci a rămas și o mică țară, Palestina, care e azi în război. Și mulți frați mă întreabă, ce zici, ce zici? Păi ce să zic, mă? Ce să zic? Între Esau și Iacob a fost război din pântecele mamilor. Apoi, de-a lungul miilor de ani, tot război a fost. Apoi, da, ăsta poate că e ultimul. Mă, 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 ultimul pentru tine să te pocăiești. Că dacă vine Domnul la noapte, să fii gata. Dar încă mai trebuiește, mă, mai trebuiește încă lucruri scrise în Biblie care nu s-au împlinit. Trebuiește să treacă peste noi și Armagedonul. Trebuiește să treacă și alte lucruri. Noi așteptăm pe Domnul, dar cum a zis Luther, să știu că Domnul Iisus vine mâine, azi, mai plantez un pom. Adică nu-ți întrerupe lucrarea, nu-ți întrerupe grijirea de frați, de săraci, de văduve, de orfani, nu întrerupe mersul la adunare, că nu-ți place de ăla sau de ăla, aia, lungă-le, treci peste astea și du-te unde să duc frață, rogă-te unde să rogă frață, că sunt atâția care nu văd nimic rău și nu știu Dumnezeu cum vede, pentru că evrei în pustie erau tot evrei și tot sălbatici au fost, că așa le-a fost vița lor, tot cu tot felul de șmecherii. Dar când a fost vorba că Balac a zis către Balaam să-l blesteme pe poporul ăsta, hai de aici, hai în pis cu ăla, hai, a alergat la descântece bietul proroc ca să capete daruri. Știi, dar asta e păcat mare. În fine, știi ce a zis Dumnezeu? Îl văd pe Israel ca pe o turmă. Cine îl va deranja? Că eu nu văd în Israel niciun fel de nelejuire. Nu auzi, mă? Pă câte n-or fi fost? Dar dacă Dumnezeu nu vrea să vadă, păi nu vrea să vadă. Odată vine la mine un frate mai mare ca mine, cu 6 luni, dar e mai puternic oarecum. Mere bine, eu mă cam așa, la trepte, la una alta. Și când intră în casă, mânios, mă, de numai. Măi, frate Hozan, mă! Păi ce, Doamne, ce? Mă, voi sunteți orbi, mă! Voi stați acolo după amvon ca doi urși. Mă, adevărată-i măzăcala aia, păstorii dorm, poporul moare. Ce, frate? Păi n-ai văzut pe alucutare, mă, cu undiile vopsite? Păi n-ai văzut pe cutare, mă, cu ce păpuș vine la adunare, mă? Păi n-ai văzut băiatul cutare, mă, ce freză de-ți vine să vomiți, mă? Păi n-ai văzut pe el așa? Măi, frate, eu și acum, până aici, până la fratele Alin, îl văd pe fratele Alin, dar cum e suhătii așezați, nu mai văd, eu văd ca prin sâtă. Măi, eu nu văd, dar ce-ai vrea eu să fac acum? Pă, fata lui Cutare a venit cu fusta așa scurtă, sigur că e o scârbă. Vai de mamele alea păcătoase, care își îmbracă fetele și le trimite în templul lui Dumnezeu cu corpul gol. Vai de ele, că își vor da mare socoteală înaintea Domnului. Trebuie să fiți tari pentru Hristos, să țineți la ținută, să țineți la obiceiile sfinte, bisericești și așa mai departe. Măi, frate, dragă, ce vrei să fac? Eu din Biblie, de la cuvânt, le tot spui, dacă vrei să iau o bâtă, să o iau printre bănci, să dau în ei, ce? Dar el face,
Iisusucă se întoarnă așa pe călcâiul stâng cu mâinile ridicate. Iisusucă, dragă, dar vin odată de vrei să nu te duci înapoi singur. Doamne, fă bine, iartă-ne. Știi, în ochii lui așa a văzut că adunarea tatei, praf, gata. Dar nu e așa, mă. O fi unul care cu nepricepere se poartă cum se poartă. O fi altul din mândrie că se poartă. Dar fi destui cu inimi sincere și smerite că Dumnezeu nu lucră de pomeană. Dumnezeu seamănă ca să adune glorie Domnului Iisus. Vă las pe brațul Domnului, dar n-am chiar gătat, numai n-am vrut să vă explicez prea tare. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Hai, frate Alin, scapă pe frații.